Astăzi se împlinesc 132 de ani de când poetul național Mihai Eminescu a trecut în neființă. La Iași, studenții îl comemorează pe marele poet printr-un atelier de pictură în care sunt cuprinse locurile pe unde a trecut geniul de la Ipotești. 12 studenți de la Facultatea de Arte din Iași l-au omagiat pe marele poet într-un stil aparte. În cadrul unui atelier de pictură, viitorii artiști au schițat clădirile pe unde a poposit Eminescu în viață. Proiectul Lăcașuri Eminescene a debutat în prima fază cu identificarea clădirilor, iar mai apoi cu partea grafică. Se vor realiza o serie de lucrări, de desene, de crochiuri și schițe dedicate acestei personalități și locurilor în care Mihai Eminescu a trăit. Fac Biserica Sfânta Treime, frecventată de Mihai Eminescu din Viena și o să încerc să o reprezint cât mai bine posibil. Câteva ore durează, spun studenții, să finalizeze lucrările alese, iar simplitatea este dată de tehnica folosită. Clădire, arhitectură nu, dar portrete da. Și desene inspirate din poeziile poetului. Ca de lucru va fi cea specifică culorilor de apă, tehnicilor grafice și picturii murale. Expoziția se dorește a fi itinerată, iar lucrările expuse în locurile prin care a trecut. Doar se va concretiza într-un album. Un album făcut alături de cei mai mari eminescologi în viață, pe diferite paliere, fie că vorbim de Austria, fie că vorbim de Italia sau de România. E un lucru ce nu s-a mai realizat până acum și cred că ar fi... Atelierul de pictură a avut loc la Ateneul Național din Iași, iar cei care au apreciat creațiile lirice ale poetului au avut acces la eveniment.